Salut și bine am găsit la un nou episod din Dying Light. Hai să continuăm. Data trecută am rămas să facem rost de ciocolată și de caseta aia. Am fost eu și am luat caseta, era o ușă cu lockpick în față. Iar aici, după cum mi-ați dat voi sfatul, am deschis ușa asta cu... era o ușă de garaj pe care trebuia să o deschid. Pur și simplu am deschis-o pe unde a intrat un zombie pe acolo. Dar problema acum e că sunt foarte mulți zombie și nu pot să intru înăuntru, că să mă fugărească și mă prind înăuntru toți. Trebuie să vedem cum putem să scăpăm de ei. Nici să intru aici n-a fost o idee bună, că intră pe mine. Hai să văd că pot să găsesc ciocolata aia rapid, pe unde o fi. Unde? Ciocolată? Pe aici, pe undeva? Coffee? Ce că e valuable, coffee. Box of chocolates, ok, am făcut 20 de ciocolată. Poate ieșim pe aici, hai. Bun, și mai să ne întoarcem. Și să-i ducem astea, sperăm să fie ok. Sunt niște chestii, uite, light traps. Le activezi. Dar nu înțeleg, nu-mi dau seama ce fac mai exact ele. Adică atrag zombie în locul ăla sau... Sunt niște chestii pe aici, niște toxic wastes. Okay, săracu a obosit, cred și eu, la cât a fugit până acum. Sper să fie drumul cel bun. Destul de aiurea că eu stânc în mijlocul drumului și nu prea știi pe unde trebuie să mergi exact. Dar cred că e bun, că ăsta e podul. Oricum, dacă vă place seria și vreți să continuăm cu episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Seria asta va merge în funcție de cât de mult vă place jocul, în principal. Ok, să vedem că pot să mă cat să sar peste asta. Mă, ce s-a întâmplat? Nu știu, s-a întâmplat ceva și deodată sunt mult mai mulți zombi decât de obicei în jocul ăsta. Nu dau seama ce anume, dar... Vedeți cât sunt în comparație cu câți erau înainte? Mai am un light trap aici. Putem să le activăm pe toate. Trebuie să ne uităm pe hartă mai exact. Suntem aproape. Ei, suntem exact aici, de fapt. Bun, hai să vedem. Unde e deschizătura? Uite-o aici. Sper să fie în regulă chestia asta pe care l-am luat. Dar tipul ăsta era cam instabil. Here's your movie and your chocolates. Wait till Mom see this. Oh, Gazi wins again. Hooray for Gazi! Okay. Right. Here, then I'll just let myself in through the roof. Ci că e bine, dar nu azi, nu, nici nu a luat astea. What? Ok, până la urmă tot trebuie să intrăm la el prin forță, cu forță. Mai zis eu că nu e în regulă ceva cu el. Acestea sunt foarte bune și pipe. Putem să le schimbăm cu astea, de exemplu. Așa. Sper să nu trebuiască să mă bat cu el sau ceva. What the f- What? The movie is on. Mama's watching. What? Asta e mama lui, cică. Ok, tipul e sărit un pic de pe fix. Trebuie să găsim medicine. Tranquilizers. Astea sunt? Cred că astea sunt. Ok. Da.
Is Mama happy? Yeah, Mama's real happy. Guzzy got her chocolates and a movie. Well, then I'm gonna take some medicine to help my friend. Well, okay. Oh, Mama stopped getting seizures when her head turned into a pumpkin. There on the table. Yeah, thanks, Guzzy. Guzzy make everybody happy. Într-un fel îmi pare rău pentru el, pentru că, adică, îți dai seama că din, probabil din cauza apocalipsei sau ceva, na, lumea mai înnebunește. Toată lumea e puternică să treacă prin chestia asta așa ușor. Dar a fost de treabă până la urmă și ne-a lăsat să luăm medicamentele. Bun. Se facă noapte în curând, trebuie să ne întoarcem. Agility level up, yeah. Agility. Putem să luăm jump over enemies. Running at an enemy to execute. Și mai avem asta, use to throw away, knock down enemies. Vreau să pot să sar peste zombie. Cred că asta e foarte tare. Mai avem un skill point la survivor. Hai să-l punem și pe ăsta. E la booster sau backpack. Learn how to use space in backpack more efficiently. Gain 4 new slots for carrying weapons. Vreau sloturi multe pentru arme. Deci avem sloturi acum în plus pentru arme? Așa zic, ceva de genul a zis. Oricum trebuie să ne întoarcem cu medicine-ul. Pe acolo prin tunelul ăsta să merge oare? Nu mi-aduc aminte să fi fost pe aici, dar... Hai să vedem. Oh shit, e un zombie. Cred că pot, da, pot să merg. Bă, ai pe bune, asta e Dacie. Asta e Dacie. Ah, ok. Zombiul ăla nu a fost de acord cu mine. Sunt de aia care fug rapid. Shit, sunt o grămadă aici, pentru că e un safe house de ăsta, pe care nu l-am luat încă. Nici n-am să-mi bat capul cu ei foarte mult. Din cauza că jocul momentan nu mi-a dat niciun pistol sau nicio armă de foc, e mult mai scary în momentul în care ai foarte mult zombie pe lângă tine. Și simt că niciun joc de ăsta survival nu face zombie atât de scary cât îi face ăsta. Chiar mi-e frică de ei. Uite, pe bune, chiar... Oh, shit. Chiar îmi e frică. Safe. Nu e safe deloc, de ce nu? Scria safe și am zis să mă duc, dar nu e safe. Pe mine, chiar ți se face frică când îi vezi cum fug așa rapid spre tine. E un survivor pe care trebuie să-l ajutăm acolo. Hai să mergem. Ăștia te mai ajută, îți dau iteme, am impresia, pe ăștia care îi ajuți. E exact aici, unde e, înăuntru. Unde ești, mă? Shit. Ok. Nu-mi zic că se ascunde. Se ascundea în dulap. E și funny. Ok, ne-a dat un juggernaut. Ok. Mi se pare normal să-i ajuți, adică dacă poți, de ce nu? Și mai ales că îți dau iteme și îți dau lucruri bune. Ok, ducem medicine înapoi și o să vedem, mai sunt side quest-uri pe acolo, parcă aș vrea să mă duc la misiunile principale din joc. Și poate facem side quest-urile pe urmă, nu știu, o să vedem noi. Nu merge să mă urc pe aici? Nu e nimic de care să mă cațăr. Ok.
Mergem la doctor și să-i ducem medicamentele. Nu e asta. Unde e? A, trebuie să mergem cu liftul. Cred? Dar nu era aici, oricum nu era... Da, e cu liftul. Și vedeți câte semne de exclamare sunt? Astea sunt, am impresia că sunt quest-uri pe care putem să le facem. Pot să intru aici? Nu. Nici pe aici. Păi și cum ajung eu? A, zice că e în jos. Și mai sunt niște chestii în sus, deci poți să te mai duci mai în sus de atât. Dar hai să văd unde e doctorul ăsta, că nu știu exact. Țin minte parcă că era la primul etaj. Dar nu știu exact unde. Bring medicine. Up. De ce? Eu nu înțeleg chestia asta. Eram sus și îmi zicea că e jos. Și acum singurul loc în care pot să mă duc e la lift. Uite, mi-arată liftul. Nu înțeleg care e faza. Hai să mai încerc o dată, să văd dacă reușesc să o găsesc sus. E destul de confusing sistemul lor cu harta asta. Când e mai sus, când e mai jos. De exemplu, acum mi-arată că e acolo jos. Acolo jos, pe și cum ajung acolo? Tipii ăștia ce fac aici? Trebuie să iau scara asta și un fel de... Da, e... Am înțeles acum. E un fel de loc în care nu ajunge liftul. Și aici e spitalul. I've got your anti-seizure medicine. Thanks. Oh, how things go with Gazi? He may be challenged, but he's very good at getting what he wants. Did you meet his mom? Yeah. Da, mama lui. If mama ain't happy, ain't nobody happy. Speaking of which, știe, yeah. Reckon asked me to pass this on to you, with his thanks. Champion, weapon upgrade. Ne-a dat un upgrade. Water current, electrify water pipe. Îmi trebuie un metal part și pot să-mi fac... și pot să-mi craftez, să bag curent, electricitate pe o armă. Throwing stars. Pot să fac molotovs? Holy shit. Medkit, îmi trebuie goz. Da, vedeți, mai am încă 4 sloturi de arme. Fain așa. O să trebuiască să mergem la... Hai să mergem la un magazin ceva. Căutăm un magazin și să ne cumpărăm niște chestii. Asta cred că e spitalul aici, da. What? E și un copil. Toată zona asta de aici e spitalul. Unde găsesc eu... Look for a, airdrop in the cauldron area. A, asta cred că e misiunea mea principală, să ne uităm la quest. Airdrop, finished, side story. Da, airdrop e story quest. Totuși... Must still have a lot of things in that pawn shop of his. Yeah, probably a bit of everything, really. I sure could use some of that stuff now. Totuși astea fac că nu sunt side quest-uri, doar că poți să vorbești cu tipii ăștia. Good job out there, 31. I mean Crane, right? Hey, do you have spare keys for 202? Well, what's the problem? Something's going on in there. The door's locked from inside. Aha. Se întâmplă ceva. Trade. Dar uitați-vă cât de scumpe sunt. Clawhammer e 1409.
Brickhammer? Te costă altfel de currency. Hai să luăm gauze, luăm power cable, priming throwing star. Și lockpick, hai să luăm și noi vreo 5 bucăți. Și aș vrea să, da, nu mai pot să, de la ăsta, trebuie să mergem la altul, să vedem dacă găsim niște metal parts sau dacă nu-ți găsim prin oraș, să ne craftăm și noi, uite, de exemplu, putem să facem water current. Da, am nevoie de string, cred că am folosit string-ul pentru ceva. Ai string sau ceva pe aici? N-ai. Bună treabă. Cineva mai vinde ceva pe aici? Nope. Hai să mergem la primul etaj. With most of the runners out of action, Brecken wants the scouts to take their place. That means me. We're supposed to go for the next airdrop right before sunset. E o misiune pe timp de noaptea asta. Exact după ce apune soarele. Asta va fi interesant. O să trebuiască să lucrăm noaptea. Și știți cât de periculos e noaptea. Have a look for the... Da, ok. Things are bad. Very bad. Things are very bad. Știu asta. Come here. Of course. Așa, tu ce ai? Ai un goz pe care vreau să-l iau. Blade. Lockpick avem. N-am metal parts și n-am string. Trebuie să căutăm chestiile astea. You can't sleep now. Well, shit. Sometimes I feel like there's nothing outside. Hai să ieșim. Living safe zone. Bun, și acum putem să ne ducem la misiunea principală. Misiunea din joc. Misiunea de story. Da, vreau să fac cam tot ce are jocul să oferim, ce puțin momentan. Asta e un dev build, așa că nu știu exact dacă avem chiar tot în el. S-ar putea să avem doar un fel de preview. Așa că dacă cumva rămânem fără content în curând, probabil va trebui să așteptăm până când apare jocul. Nu știu exact cum funcționează. Dar v-am zis, asta e un dev build. E o versiune neterminată a jocului. Dar vom vedea. Dacă nu, vom merge la explorat și tot avem ce face. Trebuie să ajungem înaintea altora. Ah, mai sunt și alții, da. Noi suntem aia buni și mai sunt și aia răi în jocul ăsta. Mai e o facțiune de-asta. Un fel de rebels sau ceva. Să mă cațăr acolo. Cred că pe aici merge. What the fuck? Ar trebui să pot să merg să mă cațăr. Nu vrea să mă lase. Ok. Cercăm pe aici. Cred că acolo e. Aha, uitați parașuta. Cred... Da. Să fie interesant. Se aude... Se aude un copil care plânge, cred. Yes, what? Holy shit, cred că mi-a rupt fundul. Stai puțin. E un copil care plânge aici. Nu pot să-l las așa. Max în acțiune. Mergem să salvăm copilul. Shit.
take long. You don't have the time. Okay. Ok. E un copil pe aici pe undeva, dar nu știu exact unde. Nu știu pe unde se intră. Ok, ia de aici. Ia câteva bucăți. Mai ia una, așa. Ok, vom vedea ce se întâmplă în episodul următor. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne auzim data viitoare. Pa, pa!